Un alt element pe care îl pierde sau îl pierde din vedere la taina bobotezei este porumbelul Duhului Sfânt, care este de fapt în chip ca de porumbel, adeverind întâlnirea Cuvântului, prin faptul că El se coboară peste Domnul Hristos tot din poruncă divină, arătând lucrarea Tatălui și a Fiului împreună cu Duhul, care este o lucrare de dragoste, de lucrare, de conlucrare și de mântuire. Deci Duhul Sfânt nu pleacă din cer separat să ne mântuiască. Am mai văzut oameni care obișnuiesc să citească acatistul Duhului Sfânt. Am văzut oameni care citesc acatistul lui Dumnezeu Tatăl. Și sunt oameni care citesc acatistul Mântuitorul Iisus Hristos, acatistul istoric de viață care îl avem în acatistier. Dar corect este atunci când ne rugăm să ne rugăm cu acatistul prea Sfintei Treimi. Eu și Tatăl una suntem. Dumnezeu unul în ființă, întreită în fețe. Așa ne spune dogmatic. Deci nu pot să mă rog eu doar Sfântului Duh și să nu am nevoie de Fiul și de Tatăl. Dar dacă spun slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, atunci invoc toată Sfânta Treime. Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și dacă invoc rugăciunea Duhului Sfânt, pe care o invocă clerul atunci când face orice taină și orice rugie, ca să curățească Sfânta Masă, Biserica, preotul, veșminte și tot ce este în jurul lui, cum ne arată Sfântul Macarie și devine stâlp de foc cel în rugăciune înaintea Sfintei Mese, atunci, ori de câte ori îl chemăm pe Duhul Sfânt, să spunem așa, Împărate Ceresc, Mângâietorul, Duhul Adevărului, care pretutine ești și toate le împlinești, Vistier al bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sărășurește întru noi, că Împărăția Dumnezeu înăuntru nostru. Curățește toată spurcăciunea și mântuiește sufletele, mântuie sufletele noastre. Deci aceasta este formula de adresare către Duhul Sfânt. Aceasta o putem spune de 7 ori, de 9 ori, de 12 ori, de 24 de ori, de 40 de ori, de 33 de ori. Și o să mă întrebați de ce am enunțat aceste cifre, le deslușit singur din Sfânta Scriptură. V-am explicat această chestiune simplă legată de puterea treimică, pentru că și la Iordan tot treimea lucrează, odată în chip nevăzut și odată în chip catafatic văzut. Întâi Ioan îi vestește, merge în pustie la Vitavara că vine Fiul meu. Arată lumii și descoperă. Evident că dialogul dintre Ioan Botezătorul și Dumnezeu Tatăl este acesta. Păi stăpâia și zic, Doamne, cum am să-L cunosc pe acela? Și ce îi spune acela? Peste care vei vedea Duhul Sfânt, pogorându-se în chip ca de porumbel, acela este. Și Ioan vine la Iordan și se explică lumii. Acela care m-a trimis, cine putea fi decât Dumnezeu? Acela mi-a spus, peste care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se ca un porumbel, acela este. Deci iată, avem rugăciunea mistică, relația om-Dumnezeu prin puterea dumnezească divină dincolo de ceaslov și de rugăciunea noastră obișnuită pe care o facem din carte. Ioan Botezătorul își permitea să vorbească cu Dumnezeu pentru Sfințenia Lui de la egal la egal. Destul de interesant. Și în momentul când vine la Iordan, El nu stă să bâșbâie. Fiul îl vede pe Ioan venind și știe cine este după Sfințenia și strălucirea Lui, care la fel în chip nevăzut Hristos o vedea, ceilalți îl respectau pe Ioan, doar știa lui mare proroc și om al lui Dumnezeu. Și ales, și pustnic, și ascet, și trăitor, și desăvârșit. Iar, repet, Ioan se ducea direct de acolo de unde vedea, că se vede porumbelul. Abia când s-au atins față în față cu privirile,
a început cu tremurul interior, sfiala, elocința credinței. Doamne, eu am nevoie de botezul Tău. Tu ești mai mare decât mine. Mie este să mă micșorez. Ție ți-este ca să crești. Și Iisus se adresează lui Ioan și îi spune, eu toate acestea le știu, Ioane. Dar trebuie să împlinim Scriptura. Tu fă cele ale legii. Și ca să se justifice Ioan Botezătorul, se mai adresează odată lumii și spune așa, acestuia ce vine după mine, eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei, adică învățăturii cele adânce Evanghelii. Cum spune Iisus Hristos în Evanghelie, voi nu știți de unde veniți și nici nu știți unde vă duceți. Și ca să vă convingeți că nu e o minciună, aveți ca temă pentru acasă să faceți un referat în câteva rânduri în care să povestiți viața intrauterină din pântecele mama. Dacă veți avea răspuns la această întrebare, atunci veți ști de unde veniți. Sau aveți la fel, ca temă pentru acasă, un referat simplu și frumos, în care să explicați drumul spre cer, până la ușa milostivirii, la Raiul lui Dumnezeu, și cum puteți ajunge acolo. Tot prin mila lui Dumnezeu. De aceea spune Iisus Hristos, voi nu știți de unde veniți și nu știți unde vă duceți. Dar eu știu de unde vin și știu și unde mă duc. Și ne dă explicația mai jos în Evanghelia lui Matei. Eu de la Tatăl vin și la Tatăl mă duc. Eu sunt ușa Tatălui. Cel ce vine la Tatăl prin mine vine. Și Tatăl cui voiește Fiul îi descoperă. Deci în momentul când am atins măsura Sfințeniei absolute, putem atinge acele măsuri paternicale de trăire spirituală, adamică, curățire dumnezească, iluminare și desăvârșire, în care putem să vedem lucrări dumnezeiești necuprinse de mintea omului. V-aș face o idee scurtă, nu ca să vă țin mai mult, dacă ați vă obosesc. Era un călugăraș într-o mănăstire care mereu citeam psalm acel stil. 1000 de ani înaintea ta, Doamne, sunt ca ziua de ieri. Deci noi avem de la ieșirea lui Adam din Rai 7500 de ani, dar ceea ce înseamnă că ar fi vreo 7 zile dumnezeiești. Ai 8. Deci iată cât de scurt am trăit noi pe pământ. Și câte s-au întâmplat în aceste zile? Care sunt 1000 de ani la Dumnezeu.